știi că plec. Fragilul nostru echilibru, interior. Și bineînțeles că nu mai putem păstra.
Și despre fundămirare instinctualitate. Ce am zis? Să știi că uneori mă autodepășesc. Da. Ești cumva intelectual? Da. E, da. Frazele lui stai în respirația tine. Se vede. Fraza asta, nici pe dracul la uși. Să giniți contra bărbaților. Trebuie să spui misandrie. Mai intelectual. Mai citim și noi. Masochist. Ce faci? Auzi? Crezi că noi doi... ceva? Hai, nu plânge. Suntem majori. Suntem majori, nu? Iau 7 ani. Tu mă înțelegi, eu nu vreau să mă prefac că nu s-a întâmplat nimic. Așa, foarte bine, fundă-vă. Nu, tu nu înțelegi că eu m-am ajuns aici, în locul ăsta, așa, și cu tine tot așa. Dar să știi că sunt lucruri mai rele decât asta. Da, care? Păi să te trezești cu doi. Tot așa. Pleacă. Habar n-ai să consolezi o femeie. Bine că spun să consolezi un bărbat. Ena, mai e voie să fii consolat. Da, să știi că sunt căsătorit și o să se afle. Așa, să te simți vinovat pentru mine. Nu! Pândă, cucerire, atac, refuz,
efort. Și v-ați sensibilizat înaintea noastră, fiindcă pierdeți spontan din creier. Serios? Păi de fiecare când terminați. Da, ești tu din ce în ce mai deșteaptă, că eu deși cu creierul meu. Te-ai pus? Ai zis? Bine, eu mai încercez. Nu ești chiar bază. Trebuie să recunosc, că e și merită. Când ne vedem din anul în Paște. Nu prea am ocazia să îi spuneți materia ce nu. Veniți să mă faci să fii băiat cu mine. Aș fi, mă, dacă ai fi și tu. Eu am fost chiar prea cu mine. Când am căsătorit, eram virgin. Nu mai zi, mă, că râde lumea de tine. Ce să reproșesc? Nu. Nu se mai poate. Fraier am fost. În viață fi făcut de cap până atunci. Mă gândesc că după ce am fost fidel, deși am avut atâta când dădeau trecoalea cu bărbați. Normal, femeie măritată, nu cu complicații. N-am avut atâta ocazie. De-aia nu te cred. Ce? Că nu mai ești era. Și de ce? Fraierii află ultimii, nu? Da, și? Și până acum eu n-am aflat nimic. Ceea ce înseamnă că toată lumea știe, mai puțin eu. Logic, nu? O să iei premiul Nobel pentru logică. Două colitare. Dacă tot crezi asta, înseamnă că am dreptul să o fac. Da. Oh, ce? Să... Văd cum e cu altul. E la fel. Ai încercat? Cu altul nu. Nu erai tu împotriva domnilor, liberal, cugetător? Liber, nu-i culpă. Comunist. Ce vrei tu? Ți-am spus cu altul. Da, bine, noapte bun. Îmi Păi, nu așa, nu mă rog, 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 n
termin o dată. Că e minunat! Minunat! Nu mai e cam ajuns pe aici. Iar am pus pe mine câteva chile. Am vrut să răbim seama asta vară și acum de sărbători am pus toate kilogramele la loc. Wow! Ce super e zic la ea! Seamănă cu actrița aia, cum o chema? De fapt, n-ar trebui să mă lasă așa obsedată de chestia cu îngrășată. Îmi fac sânge rău și tot nu vreau să rămâne. Gândește pozitiv, gândește pozitiv. Degeaba că nu pot să-mi amintesc. O să-mi amintesc voi, m-ați spus de ce. Da, ușor de zi, greu de făcut. Probabil o să mă fugeze până mor. Nu trebuia să-mi cumpere pantofii ăștia. Mă strângă nebun. Și aș bea o bea. Și cu berea asta e o chestie. Aș o mută. Aș bea o bere. Dar și cu berea asta e o chestie. Faci o burtă. Și că dacă ai platfus, scap de serviciu militar. Eu am platfus degeaba. M-au luat ăștia și m-au tăvălit prin toate noroaie. Mai bine apă minerală. Au, nu, nici apă minerală, că din cauza bulelor de aer mă apucă sughițul. E prea acidulată apă minerală. Mai bine apă plată. E scumpă, dar merită. Nu se mai termină odată. Bă, și că asta o să mă umoare, sunt sigur. Nu pot să ies, că deranjez tot rândul. Poate nu mai durează mult. N-a căzut poșeta. Mai bă, să fim brășiat toate pe jos? Să fim brășiat toate pe jos? Ce faci tu? Acolo. O să se uită toată sala la noi. Ce faci? Nu acolo. Nu fac nimic. Eu te iau niște șervețele. Dă-mi mă scoate din minț. Iată de joacă tocmai aici, într-o sală de concerte. Câte concerte vreau? Abia aștept să ajungem acasă. A, dar sunt babaci. Arată bine dirijorul. Nu mai așa tânăr, dar încă se ține bine. Ce-ar fi să strig incendiu? Păi numai așa pot ajunge la toaletă într-un minut. Băga-mea și o să-mi explodeze vezica. Când te gândești că ești talentat, probabil bocat călătorește. E faimos. Iar eu n-am niciun talent special și nici... Nu vreau să mor anonimă. Suntem miliarde de globul ăsta, ca furnicile. Au, nu știu dacă rămân așa. O furnică anonimă. Nu mă pot abține și pace, o să fac pe mine. Cine o să mai știe de mine peste 100 de ani? Nimeni. Poate dacă mă gândesc la altceva, uit de vezică. O să fac pe mine, e clar. Oare de la câți ani am mai făcut pe... Nu, nu, gata, știu, zgomot al meu. O fi căsătorită? Dacă nu vine niciun de... Va trebui să omor pe cineva. Pe cineva celebru. Și nu acum, ci mai spre bătrânețe. Dar vreau să-mi trăiesc viața. Bila ta de-n cap, biciul face jac, jac,
Ia, ia. Of, Dumnezeule, la ce pot să mă gândesc? Na 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 mi-e frică. Frică? De ce? De ce? Păi nu-i ușor de frică. Tu ți-a ce ori astea tot marți? Marți? Habar, nu. Hai să semănăm. Așa și? Adică ți se pare normal? Ce, să cred? Ai vreo chestia asta? Nu asta. Da, ai se pare normal să semănăm? Nu, să știi că nu mi se pare normal, mai ales că nu vreau că sunt relate. Dar cine zice că taică-mi are dreptate? Eu! Și cum adică semănăm? Tu ți-am ce-am zicea zis, Gina? Aaa, ce mai zici și aia? Că parcă am fi frate! Ce se pare interesant? Da, mi se pare interesant! Ce? Aaa, și taică-mi și Gina gândesc la fel? Da, recunosc, este o surpriză. Mai ales că el nu prea creează tatuajele. Se culcă cu ea. Ha? Zima, se culcă cu ea! Nu te ambala! Că să provoci un dezastru în familie. Există o explicație mai simplă, să știi. Da, au fost răpiți de același extraterestru, s-au făcut același gen de experimente pe amândoi. Glumă. Ce, ți-am dat de glumă? Este treaba serioasă. Poate că au dreptate. Poate că într-adevăr semănăm. Dacă locuim împreună, e normal să ajungem să semănăm, nu crezi? Nu, dar avem multe care pe același picior. Și în același loc. Și în același timp. Dacă locuim împreună, ne îmbolnăvim împreună. Dar nu-i deloc frumos. Începem să avem din ce în ce mai multe replici comune, idei comune. Mi se pare chiar frumos să devenim cuplul perfect. Căcat! Ce frumos! O să devenim o singură ființă în două exemplare. O să fie îngrozitor. Nu cred. Asta este pisura perechele. Atunci înseamnă că toate perechele se asumă. Tu nu vezi ce mi-așteaptă? Ce? Exact. Eu? Da. Unde o să fiu eu? Dacă vom fi niște siamezi. Eu o să fiu tu, iar tu o să fiu eu. Exact de asta, mesică! O să fim confundați. Cine știe, va trebui să mă scapi tot timpul între picioare ca să bat pe bărbat. Mm-mm. Am pun silicoane. Ce faci? Da, am pun silicoane. Nici nu m-am gândit. Cum ți-am zis ideea asta? Acum. Acum am văzut. Am văzut unde am ieșit după balcoanele la urechi. Aici sunt naturale. Adică, ce am? Bine, o să-ți dau și eu ce-ți dorești. Nu-i tot una. Sânii cu silicon sunt altele. Ce am? La pipăit, să scrie ceva așa. Silicoanele cu le-ai pipăit, mă? Ale nimănui! Mi-ai zis unchiul Victor, când am fost la pescuit împreună, acum nu știu câți ani. Mi-ai zis să mă feresc de omul sfânt, de femeia cu păr roșu, și pe... nisip. Da. Ai zis că nisipul e ceva groaznic. Nisip. Păi și pe ciuntul. Ce legătură are cu nisipul cu silicoane? E un fel de nisip. Nisipichiv. Da. Nisipul ce sandale nu e bun. Dar apoi... Lasă că niciun cu Victor la bătrețe nu este la vândamă. Te rog frumos să nu te iei de unchiul Victor. Că el m-a crescut să știi. Ți-a spus! Unde te duci? La tun!
bună ziua! Bună ziua! De ce râdeți? Păi mă gândeam cum ar fi să se blocheze liftul. Dacă s-a copit! Ce se poate întâmpla atunci când buton pornește din nou? Da, dar de unde știi? De corba că ai blocat. Mă, ce chestie, cred că nu m-am blocat niciodată. Cred că am un buton special pentru că atunci. Apasă după atât. Păi apăs! Încearcă pe alte tași. Încerc. Lasă-mă pe mine. Ce-ați făcut? Asta mă lise. Doar nu crezi că e din cauza mea. Păi n-ați văzut că s-a făcut business dacă n-ați adus butonul? Care buton? Cum vrei să fiară dacă... Știți dumneavoastră care buton? Dar domnule, ăștia care au inventat lift au pus un buton să se ia lumina când deblochezi, nu? Nu e caz să mă ironizați. Vreau să spun că dumneavoastră cu butonatul dumneavoastră ați provocat o pană de... Domnule, de câte ori am mai fost blocat în lift? De, nu știu, de vreo două ori. Aha, și atunci nu s-a tăiat lumina, nu? Nu, nu. Aha, și atunci nu era la nimeni, nu? Bine, bine, am înțeles. Acum ce facem? Așteptăm. Este vreo 100 de ani pentru muzeu. Apoi... Atunci aranjează-te. Ce vrei să spuneți? Deci să arăți bine pentru că ne vorbesc. Bine, bine, am înțeles. Dom'le, eu am impresia că ești... claustrofob. Nu, nu sunt. Nu sunt fericire, dar nici nu pot să spun că mă simt ok blocat în lift pentru Neric. Oh. Știi că pentru Neric dorințele umane sunt la ideal. Doar în moment... Nu cred că e momentul potrivit să... Ok, e locul potrivit. Hei, ce fel de dorințe vă referiați? Știi tu. Dorințele mele sunt vacanță în Mexic, să-mi cumpăr pachet, să iau o mașină nouă, să-mi iau centura neagră la terapie și să fac arată. Se vede. Vin vremuri nebune care contează imaginea nu, și... Nu, numai imaginea contează, dragul meu. Hei! Hei! Nu ne aude nimeni. Cum ai trebuit să nu ne aude? Noi cum Dumnezeu mai ieșit? Când mai ieșit? Timpul e relativ. Ha! E pe bine. Salut. Carate, domnule, stilul sudoku. Cum mai facem? Ce te facem? Să lipim la partier. Da, dar e clar. Mi-e și mie plac tocul, de ce nu pot stopul?
Iau-o tu. Nu, iau-o tu. Nu, iau. Bine. Păi iau eu. Da, domnul. Eu am grijă. Greșelile se plătesc. Orice grijă. Orice contra. Bine, domnul. Ui, pisică pentru mine. Bine, bărbat. Bărbat. Ba nu, 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 ba
ce ești atât de fericită? Hai mă, spune-i soțului tu ce se întâmplă, ia mă în brațe și spune. Lasă-mă. Dar ce ai dragă, de ce mă respiri? Mă și întreb. Auzi, chestiile astea feminine mă scot din minți. Pe cum vrei să știi de ce ești nervoasă dacă nu spui? Ar trebui să-i ghicesc? Poate. Hai că mă enervez. Foarte bine. Foarte bine. Așa o să treci și tu prin ce trec eu. Dar bine, dragă, spui și mie prin ce treci, că poate o să sufăr și eu și o să fiu mulțumită. Că nu ți-ai dat seama? De unde Dumnezeu să-mi dau seama? Femeie, nu-ți bate joc de mine. Într-adevăr, așa cum se spune, bărbații nu au intuiție. Teoria aia stupidă, că femeile au intuiție, bărbații sunt raționali. Nu, stai nici teoria mea, este diferită. Femeile au intuiție, bărbații sunt iraționali. Deșteaptă ești tu, da? Da, ești teorii personale. Tu și Leana Ceaușescu. Cum ești, ce? Chiar vrei să știi? Nu, întreb așa, dar mă roarte. Ia spune-mi și mie, aseară ce crezi că am făcut? Spaghetti. Ce-am făcut, mă? Dragoste. Asta sugerezi tu. Dar ce-am făcut? Sex! Am un pic cu teoria aia altă, cu amorul și cu sex. E cea mai valabilă teorie pe care o cunosc. Că, cu aberanță. Nu e deloc aberantă. Sexul e un amor real. O coapă. Amorul înseamnă sentiment. Sexul e doar sex. Mamă, ce teorie. Asta le știi și nu le viste, nu? Morul înseamnă să dăruiești dacă vrei să știi. Nu, să înțeleg că nu ți-am dăruit nimic. Exact. Cum adică? Ia spune-mi și mie, la de seară, ce crezi că am făcut? Să nu spui spaghetti. Mamă, deci că ți-am făcut tot dragoste. Un căcat! Avansăm, da, avansăm. Da, avansăm. Asta nu ți-a mare, n-aie. De ce e mare? Nu e mare. E foarte mare, și acum foarte mare. Câți ani că am dat câți mare? Ani? Câți ani? Trei. Câți ani, mă? Patru. Nu mai știi câți ani am trecut? Patru. Păi dovadă, 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 dovadă. Pentru ce dovadă? Pentru că nu facem dragoste, ci sex. Ce ar face una cu alta? Pentru că nu dăruiești nimic. Ți-am dăruit din când în când flori. Frumos. Ți-am spus din când în când te iubesc. Da, și crezi că asta ajunge. Nu, mai e nevoie și de... Să nu mă trage atât, bărbat. Mai e nevoie și de sex. O coapte să... O popozică mică, 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 mică! Vorbim de un ceas și că nu-i spune cine e costă. Să nu-i spune. Pentru că nu facem dragoste, ci sex. Pentru că nu-mi dăruiești nimic, 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 nimic. În toți ani, ăștia vezi că nu ți-am dăruit nimic. Am bani, bani, dar și tu mai întâi, dar nu mai întâi. Dar nu mai întâi. Și mai eu sunt de vină. Nu, vecinul de la 16. Păi tu ești de vină. Păi da, de ce mi-ai spus nimic? Hm? Ca să nu dau text. Dar am înșelat. Oricum, tu ești dorit. De ce? Dacă ai fi mimat, orgasmul. Măcar uneori ar fost altceva. Băi, dar cum de nu mi-am dat seama cum de nu m-am prefăcut? Păi da, da, da. Era altceva dacă mi-ai fi dat iluzia că sunt până la toată. Așa cum să dai randament, să nu știu că partenerea ce e bunată, că stă ca lemn. Mă, tu să nu ții și să dai vina pe mine pentru nepriceperea ta? Ce logică e asta? Exact logica cu care îmi reproșesc că te-ai intrat din cauza mea. Am săturat cu minciunile tale. Și de mofturile tale. Care mofturi? Care mofturi? Care mofturi? Pentru că nu vrei să faci dragoste, fiindcă ți-e fric, fiindcă ți-a pus un cârcen, fiindcă te-ai mușcat de limbă. Ce-am mușcat de limbă? Fiindcă ai migrene. Aveam, pentru că mi-ai provocat un tobitor și m-a... M-a mătat. Bă, de la mătat aveam... Crampe! Da. Până la crampe! Păi mi le scoși tu de parcă sunt din cauciuc, nu din carne și oase. Chiar asta și e, bărbatul gonflabil. Știu ce ai fi. Femeia gonflabilă a bărbatului gonflabil. Mai că vorbești mai mult pentru că vorbești mai repede. Mai bine să vorbești să te stai și cu petele sunt oamenilor tine, pe că nu ce infectezi?
Mamă! Deșinatule! Împiedicatule! Opresatule! Mâine chiar mă duc să mă duc! Acustică formată din Sergiu, Alex și Miki.